Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit într-un nou vlog! Astăzi este marți și nu am postat de o săptămână. Motivul cred că îl știți mulți dintre voi, în special cunoscuții sau cei care mă urmăriți pe Facebook. Am anunțat acolo, am trecut printr-o perioadă mai grea, am avut un deces în familie, bunicul nostru nu mai este, Dumnezeu să-l ierte. Ne-a luat așa până nepregătite, să spun așa. Dar asta e viața. Nu vroiam să filmez astăzi. Am zis că parcă nu am dispoziția aia necesară, parcă știți voi, nu ți arde să faci mare lucru, să povestești, dar primim foarte, foarte multe mesaje, ce s-a întâmplat, de ce nu mai postez. Am zis că e momentul să revin aici. Vă mulțumesc și celor care ați fost alături de noi, chiar printr-un mesaj, printr-un telefon. Da, viața merge mai departe. Ce pot eu să vă spun? Iubiți-vă bunici, părinți, vizitați-i cât încă sunt în viață. Dați-mi un telefon. Mă scuzați. E foarte, foarte dureros și știu că cine a trecut prin așa ceva mă înțelege. Oricine suferă când pierde o persoană dragă. Oricine. Eu sunt conștientă de asta. Eu am fost foarte, foarte atașată de bunicii mei. Eu am crescut la țară, m-au crescut bunicii. Și da, vai, că am zis că nu plâng aici. Doamne, amintiri. Da, era singurul bunic pe care îl mai aveam și s-a dus și el. Prețuiți-i, vizitați-i cât încă mai sunt în viață. Da, bun. Trecem noi la treburile noastre. Trebuie să fim tari. Mă scuzați. Da, mama. Vine, mama. Mă pun să-i fac și eu la Alesia o băiță. E ora 8:30, noi ne-am trezit la 5, că am venit la Oradea, nu știu dacă v-am spus. M-a pus să-i fac o băiță, mi-am udat florile, cu o săptămână cum am lipsit, vai, cât o suferi și ele. Toate mi s-au uscat, nu a fost udache și a fost cald. Și aici la balcon, no, a dat căldura pe ele. Mi le-am udat, mai trebuie să le curăț de frunzele uscate. Mă pun să-mi spăl haine, cam mult e de spălat. Fac o băiță la Alesia, după aia îmi spăl și eu părul. Trebuie să pregătesc dosarul pentru scrierea lui Alesia la grădiniță. Cam astea voi face eu astăzi. Încerc și mă strădui să filmez un vlog. Nu știu când îl voi încheia. Îl voi închide azi, nu știu, am ce filma, nu am ce filma, nu prea am chef de nimic, credeți-mă, nu prea am chef de nimic.
N-am mâncare nimic în frigider. No, dacă am fost plecat o săptămână, frigiderul nostru gol, trebuie să gătesc. Și soț o casă. No, trebuie să gătim. Cam asta. Mă duc, îi fac băiță la Alessia și ne auzim poate mai încolo. Dacă nu, mâine. Nu prea am dispoziția aia să filmez, dar am zis, hai că totuși eu camera și încep. Că dacă las așa... Ce zi, mama? Dacă las așa după zi pe alta, parcă nu mai... No, bun. Vă las, dragilor, și ne auzim un pic mai încolo. Da. După două zile în care iar nu am filmat nimic. Vlogul ăsta, cred că e... Nu cred, sigur, e cel mai trist vlog din câte am eu. Chiar cel mai trist vlog. Dar... Da. Azi e o săptămână de când bunicul nu mai... Mă limitez la atât. Nu mai vorbesc, că știu că și mama mea se uită la vlog și nu vreau să o întristez mai mult. Bun. În astea două zile nici nu am... Credință-mă, nu mă simt în stare. Nu m-am simțit în stare să filmez. Nu aveam ce să vă spun. Nu am făcut mâncare. Aseară am făcut sushi, că aveam poftă și eu și soțul și Alessia. În rest nu am gătit nimic. Dar de mâine trebuie să mă pun să fac și pachet la soțul și... No, mă pun. Ne dăm încet, încet înapoi pe brazdă, cum să zicem. De când am venit în sat, a fost doar oraș și ieșit afară, plimbat, cumpărături. Cam asta am făcut. N-am făcut mare lucru, nu am filmat nimic, dar am aici în spatele meu două pungi de Terra Nova. De când n-am mai fost la Terra Nova de foarte mult timp. Eu când aveam acolo vreo 20-22 de ani, îmi cumpăram haine doar de la Terra Nova. Erau cele mai ieftine, găseam foarte multe reduceri și îmi cumpăram foarte multe haine de la Terra Nova. Dar în ultimul timp chiar nu. Și din cauza mărimilor, că la ei nu prea găsești mărimi mari. Un XL și rare ori când găsești XXL. Dar și atunci trec foarte repede. Așa că astăzi am intrat și am intrat de două ori. Prima dată am intrat cu Alessia, soțul a avut un pic de treabă și zic hai că intru un pic pe la Terra Nova, că vedeam că sunt promoții. Și hai să vă arăt ce am cumpărat pentru ea. Pentru ea n-am cumpărat chiar multe. I-am cumpărat așa o șepcuță din asta. Ea și-o ales-o. Foarte, foarte drăguță. Și-o costa 14,90 lei. Deci, astea, superbă, îmi place. Apropo, ea acum doarme. Eu mi-aștept soțul și el trebuie să ajungă acasă. Bun, i-am cumpărat șapca și am mai găsit o pereche de pantaloni. Foarte, foarte super, așa. Și subțirei. Sunt așa mai eleganți și foarte, foarte subțiri. Ea nu a mărimea 3-4 ani și a costat 24,90 lei. Și aici au așa un jnuruleț, buzunare. Și am mai luat încă un tricou. Am zis că se asortează cu pantalonii ăia negri. E așa un pic mai lărguț, gen oversize. Tot mărimea 3-4 ani și o costa 24,90. Și așa arată. Și ei o plăcut tare, tare mult căpșunica asta. Și eu zic că merge foarte bine. No. Deci asta le-am luat pentru Alessia. Vreau să vă spun că ea nu stă rău cu hainele. Are haine. Are la colan și la tricouri în prostie, dar tot timpul când ies undeva, când mă duc, zic,
mă duc să-mi cumpăr pentru mine. Dar ce credeți? Tot la fetițe mă aflu. Dar nu. Cred că așa sunteți și voi, mamele. Tot pentru copii, pentru copii. Dar de data asta nu am exagerat ea. Și aici am eu. Am mers a doua oară. Și mi-am cumpărat așa. Cred că bine, da. O pereche de pantaloni de training. Mărimea XL. Așa. Și foarte largi. Sunt așa foarte largi și au un material foarte bun, subțirel. No, mi-am luat pe ăștia. Cât au fost ăștia? Tot așa, 29,90. Ăștia 29,90. Bun. Pe urmă mi-am luat o fustă de blugi. Tot mărimea XL. Și asta a costat 49,90. Și aici e așa și cu elastic. Bun. După care mi-am mai luat încă o pereche de pantaloni de training. Ăștia sunt pe gri sau așa pe picior. Deci vă spun, i-am încercat pe ăștia negri. Pardon. Ăștia gri, nu i-am încercat. XL 29,90. Deci pantaloni de training la 30 de lei și material foarte, foarte bun. Uitați, au așa, deci nu au, nu sunt groși. Nu mai găsiți, credeți-mă, decât la Terra Nova. Na, și sunt ok, așa, prin casă, ieșit afară, la plimbare, prin sat. Bun. Pe urmă mi-am mai luat tricouri. Eu am mers pe negru, gri, alb, culorile astea. Le-am încercat și de-aia tăiesc pe dos, că le-am încercat pe toate. Deci mi-am luat așa un tricou simplu, materialul foarte, foarte bun, mărimea XL. Vine foarte, foarte bine pe mine. Ăsta a costat tot 29,90. La fel, vine foarte bine cu fusta. După care mi-am mai luat încă un tricou. Așa. Îmi place mânica aici, că vine așa căzută. Tot mărimea XL. Și materialul foarte, foarte bun. Și mi-am mai luat încă un tricou negru. Ăsta vine foarte strâns, așa, bă, gen mulat pe mine. Ăsta-l voi lua cu blugi, eventual cu blugi aia mei înalți. Tot mărimea XL. Și are aici niște năsturei. Cred că se vede. Așa. Și e materialul ăla. Asta. Nu știu cum să zice la asta. No, cam astea. Cam astea sunt cumpărăturile. Astea sunt săinițele. Mă pun să le rup eticheta cu ocazia asta și mâine le bag la spălat și apoi le voi purta. Mai am de gând să mă duc în H&M sau să-mi comand după site, văd eu acum, ceva tricouri din alea largi, oversize, cum îmi plac mie. Și colanți 3 sferturi, rochițe am, că mi-am luat anul trecut și nu le-am purtat. Nu știu dacă, da, am, care am și... Nu am purtat-o niciodată, că e cu etichetă, una roșie. Deci rochițe am și cam atât am vara asta. Nu am de gând să bag mulți bani în haine. La Alesia iar nu știu ce. Adidas i-am luat acum anul de mult. Am luat vreo 2 săptămâni. Anul trecut i-am luat 2 perechi de sandăluțe. Nu mai izbune
candeluțe trebuie să iau înapoi și ceva balerini. Că avem și nunți și poate o ducem și pe ea. No. No, bun, dragilor, cam atâta. Credeți-mă că nici nu mai am inspirație să filmez ceva, nici ce mănânc. În ultimul timp nici nu m-am alimentat așa corespunzător. Am mâncat mai mult sandvișuri, să spun așa, pâine cu pateu, pâine cu brânză, cu castravete, cu roșii. Nu am gătit, vă spun sincer, nu am gătit. De când am venit la Oradea, doar din astea am mâncat și ce-am făcut aseară, sushi. Deci, foarte prost cu mâncarea, dar vor veni și zile mai bune. Și totul va fi bine. Pentru că asta e viața. Trecem și prin bune și prin rele, prin... Știți voi, unii se nasc, alții mor. Ăsta e cursul vieții. Nu, bun, nu știu cât am vorbit aici, vreo 10 minute. Nu cred că mai are rost să lungesc acest vlog. V-am anunțat pe toți în mare. Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături, mi-ați trimis mesaje. Și sper că, virgulă, câte curând ne revedem cu vloguri, cu mâncare sănătoasă, cu gătit, cu stilul meu de a face vlogurile, cu stilul meu de a mânca cât mai sănătos, să ne atingem acolo obiectivele pe care ni le-am propus, dar tot timpul sunt suișuri și coborâșuri și tot așa. Asta e viața. Na bun. Eu vă mulțumesc că și de data asta ați fost aici. Dacă v-a plăcut de noi, știu, n-are ce să vă placă la vlogul ăsta, dar dacă vreți să mă încurajați pe viitor, nu uitați să vă abonați, îmi dați un like, un comentariu, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Vă mulțumesc pentru tot. Pa, pa! Aveți grijă de voi și de cei apropiați. Vă pup!